intră în teren la Aros, jucătorul cu numărul 16, Burnea. Început perfect de an pentru câmpul ungeanul de la Dinamo 2 București, Ionuț Burnea. După ce antrenorul Liviu Ciobotariu l-a chemat mai devreme din vacanță pentru a se alătura și a se pregăti cu echipa mare a câinilor, Burnea și-a găsit un loc și pe lista de jucători care au plecat în cantonamentul din Antalya. Veștile bune nu s-au oprit aici și asta pentru că antrenorul echipei naționale de tineret a României, Emil Sândoi, l-a chemat pentru cantonamentul tricolorilor mici și chiar a fost folosit în amicalul pe care România, jucător sub 20 de ani, l-a încheiat la egalitate 0-0 cu formația rusă Amcar Perm B. Mușcăreanul a fost trimis pe teren în minutul 46 și a jucat pe postul de fundaș stânga, înlocuindu-l pe Toșca de la săgeata Novodari, iar în această după-amiază a fost titular în amicalul cu echipa similară a formației Spartak Moscova, scor 1-1. Până la sfârșitul stagiului de pregătire, echipa lui Sândoi mai are programate alte 3 meciuri amicale, așadar motive de bucurie și satisfacție sunt suficiente pentru Ionuț Burnea în acest început de 2012. Depinde numai de el să fie, după Petre Libardi, următorul fotbalist câmpulungean care îmbracă tricoul echipei naționale.